Muncesc la fel, dar sunt remunerați diferit. Potrivit celor mai recente date statistice, în Moldova, femeile trebuie să lucreze cu 2 luni mai mult ca să aibă un salariu identic celui pe care îl ridică bărbații timp de un an. Cercetarea făcută de Centrul Partenerat pentru Dezvoltare arată că salarizarea diferențiată înregistrează o tendință negativă pe parcursul ultimilor 8 ani în țara noastră, iar în 2020, în medie, femeile ar fi pierdut din această cauză peste 17.000 de lei fiecare. Experții spun că statul ar trebui să întreprindă un șir de măsuri pentru a îmbunătăți situația, dar este important și ca societatea să se debaraseze de mai multe stereotipuri. De exemplu, majoritatea bărbaților cu care a discutat reporterul TV8 ne-au zis că locul femeii este acasă, alături de familie, la bucătărie și că nu e normal ca aceasta să aibă o leafă mai mare. În același timp, majoritatea femeilor se arată indignate de situație și cer să fie salarizate la fel ca bărbații. Datele statistice cu privire la câștigul salarial al femeilor și al bărbaților arată că o femeie ar fi trebuit să lucreze până pe data de 22 februarie 2021 pentru a câștiga o sumă de bani similare cu cea ridicată de un bărbat anul trecut. Asta înseamnă 2 luni de muncă suplimentară. Mai mult, decalajul între salariul mediu al femeilor și cel al bărbaților crește constant și acum constituie în jur de 14%, ceea ce înseamnă că pierderea financiară a femeilor a ajuns la 17.079 de lei în 2020. Există însă domenii de activitate unde diferența de salarizare se ridică chiar și până la 50%. Este vorba despre sfera informațiilor și comunicațiilor, management, diverse activități financiar-bancare în domeniul asigurărilor, dar și în transportul aerian. În aceste domenii, diferența dintre salariile femeilor și ale bărbaților începe de la 30% și mai mult. Potrivit autorilor cercetării, din cauza crizei pandemice, această diferență de remunerare între femei și bărbați s-ar putea transforma într-o adevărată prăpastie. Pentru femei, presiunea de a se retrage de pe piața forței de muncă a crescut din imposibilitatea de a combina sarcinile de serviciu cu responsabilitățile de familie. O soluție, spun experții, este instituirea aranjamentelor flexibile de muncă și deschiderea mai multor servicii de creșă de către stat. Aici noi neapărat trebuie să definim acel principiu de plată egală pentru muncă egală și muncă de valoare egală. Atâta timp cât nu vom defini acest principiu prin legislație și nu vom veni cu o metodologie care va evalua o metodologie foarte concretă pentru evaluarea funcțiilor din perspectiva acestui principiu, atunci vom avea mai departe aceeași problemă. Și pensiile femeilor sunt afectate de diferențele în remunerare. Mai este o diferență între pensia femeilor din mediul rural și a femeilor din mediul urban. Și aici această diferență de pensie la nivel de Chișinău ajunge până la 12.000 de lei. Asta înseamnă că o femeie pensionară în Chișinău în 2020 a primit circa cu 12.000 de lei mai puțin decât un bărbat. Femeile cu care am discutat în stradă ne-au spus că au observat de mult aceste inegalități și consideră că sunt desprețuite pe nedrept de către angajatori. Clar că am observat pentru că soțul primește mai mult ca mine. Ei gândesc, cred că un bărbat lucrează mai mult ca o femeie de atâta. Dar chiar lucrează mai mult? Nu. Femeia lucrează mult mai mult ca un bărbat. Suntem toți un nivel. Poate o femeie are un copil și nu trăiește cu bărbatul, ar trebui mai mult să plătească la femeie ca la bărbat. Dar așa e la noi în Moldova. În schimb, majoritatea bărbaților cu care am discutat ne-au răspuns simplu. Femeile trebuie să stea acasă, nu să facă bani, pentru că de asta se ocupă ei. Poate că lucrează mai mult. Decât femeile? Dacă îți plătiți mai mult, înseamnă că de aici de toți lucrează mai mult. Bărbații, desigur. Dar de ce? Partea femeia că trebuie să aibă grijă de familie, de copii. După mine, în opinia mea, ar fi normal sau optimal, în genere, femeia stai ca să copii. De ce? Fiindcă bărbatul e responsabil pentru aspectul financiar. Femeia nu poate să facă bani. Poate, dar în detrimentul familiei. Chiar și unele femei ne-au zis că s-au obișnuit deja să primească mai puțin decât colegii lor de sex opus. Un bărbat, el poate mai multe. De exemplu, acolo, dacă lucrează într-o secție de instrumente, el am și mai tare, mai pune, mai face, mai este mai multe lucrări. Alții ne-au spus că nu cred în statistici și că totul e așa cum trebuie să fie. Cât muncești, atâta și primești. Nu cred că femeile sunt oarecum defavorizate. Poate dacă o să-și pun în plan să muncească la nivel cu bărbații, se poate schimba situația. Dar cum nu muncesc la nivel cu bărbații? Ei, socoate, nu pot să vă ofer un răspuns aici.
Conform unui studiu realizat de Centrul Partenerat pentru Dezvoltare, în cooperare cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor, în Moldova, în peste 60% dintre cazuri, realizarea sarcinilor de îngrijire a copiilor și a gospodăriei revine femeilor. Acest fapt amplifică povara asupra femeilor, care îmbină activitățile de muncă cu cele de familie. Astfel, femeile recurg într-o proporție mai mare la munca de la distanță, fiind vorba de 36%, fapt care pentru mulți angajatori înseamnă și salarizare mai modestă.